Bună, dragilor, și bine ați venit la previziunile pentru marți. O zi destul de interesantă, aș spune eu, chiar o zi în care primim foarte mult ajutor. Uh, în primul rând este o zi în care ne putem organiza mai bine și chiar o zi în care autenticitatea și originalitatea sunt foarte bine susținute. Așa că dacă vrei să te organizezi mai bine, dacă vrei să ți rezolvi cele uh, probleme, da, care sunt de ceva timp de când e saturn pe acolo învărsător ei acum e ocazia. Prin a-ți asculta intuiția, prin a asculta foarte multe emoțiile, vezi că e o zi foarte, foarte bună în care acele tensiuni legate de drumuri de dezinformări, tot felul de vești care apar și care ne agită și parcă nu se mai întâmplă lucruri, se pot rezolva astăzi, așa cum am spus prin o mai bună organizare. 29, da, Marea prăuteasă, eremitul. Ambele cărți vorbesc despre spiritualitate. Ambele cărți vorbesc despre secrete, despre detalii, despre lucruri de care numai noi e bine să știm și chiar este o zi în care dacă ieși și găsim o soluție sau ne vine o idee. Avem o discuție, se întâmplă acolo niște minuni tare bine ar fi să ținem doar pentru noi. Este o zi în care secretele sunt foarte bine favorizate. Da, să spun așa. Putem să intrăm în contact cu tot felul de persoane care ori au o experiență mare în acel domeniu, ori e vorba de persoane care sunt specialiste, chiar cu diplomă, da, în domeniul respectiv, Pot fi persoane înțelepte, persoane care să ne ghideze. Dar, în egală măsură, vedeți că, de cele mai multe ori, sufletul nostru, spiritul nostru, inima noastră da, ne spune cel mai bine pe unde să mergem, este cel mai bun sfătuitor, cel mai bun prieten. Uh, cu alte cuvinte, ceea ce simți tu, aia e important. Da? Dacă te gândești la un lucru și deja așa simți cum îți apare bucuria pe chip. Ei înseamnă că pe acolo e drumul, da, dacă tu simți neapărat să faci un anumit lucru Făl. lasă. Lucrurile care mai sunt prin jur, mai ales că suntem într-o perioadă în care dezinformarea e la ea acasă, da, chiar e la ea acasă și. Din acest motiv, da, tot insist pe faptul acesta să mergem pe zona intuiției, că zona rațională nu e foarte bine aspectată. Energia generală, avem soarele, care vorbește și el despre succes, despre faptul că se pot clarifica lucruri, putem primi tot felul de vești bune din partea șefilor, din partea persoanelor importante din viața noastră. Și, așa cum am spus, se pot clarifica diferite aspecte, mai ales dacă discutăm de ideea aceasta de a ne asculta puterea interioară. Încă suntem în acea perioadă în care ne dăm seama că adevărata putere, adevărata fericire. Vine chiar din interiorul nostru și chiar astăzi, să știți că ne putem da seama cu toții că fericirea vine din lucruri mărunte, fericirea nu vine din lucruri materiale și cu atât mai mult ne vom da seama că bucuria, fericirea, împlinirea sunt personalizate pentru fiecare în parte. Da? Bun, cam atât în mare parte, da? uh, pentru mine este o zi așa mai... Uh, specială din punct de vedere personal, nu o să dau foarte multe detalii. Se împlinesc anumiți ani de la un anumit eveniment din viața mea și din acest motiv zilele astea sunt mai, mai gânditoare, sunt mai sensibilă pentru că a fost un eveniment care m-a marcat destul de mult. Nu vreau să dau mai multe detalii, e vorba de o problemă de familie da? care s-a petrecut acum mulți ani și acum se împlinesc șapte ani și e, e mult. Da, e mult și repet, sunt mai sensibilă din acest motiv, nu am. Neapărat că n-am energie, dar mă simt așa ca și cum aș fi într-o stare de transă, da, ca și cum nu. Nu prea mai sunt în stare să fac nimic, da, sunt câteva zile în fiecare an pățesc așa, dar anul ăsta chiar. E mai intens ca niciodată că s-au mai întâmplat evenimente din punct de vedere personal și e e ciudat, ca să spun așa. Bun, dar gata, nu vreau să vă, să vă întristez sau ceva. Hai să vedem exact ce se întâmplă cu fiecare zodie în parte. O să te rog să asculti și de la zodie și de la ascendent. Vezi și ce fac persoanele cele mai dragi ție. De asemenea, te invit la previziunile pentru această săptămână, pentru că au apărut toate și pentru că este o săptămână în care avem portițe de scăpare. Există lucruri frumoase care se întâmplă și care ne ajută să clarificăm lucrurile în general. Dar, repet, Saturn acolo ne pune la treabă. Spune, da, se clarifică, da, trebuie să ieși din zona de confort, trebuie să lucrezi mai mult decât de obicei, trebuie să faci lucrurile așa ca la carte, organizate într-o manieră diferită. Bun, hai să vedem ce se întâmplă cu zodiile și avem zodia berbec. Dragi berbeci, o zi în care, nu știu, acele tensiuni care țin de drumuri, da, de neînțelegeri. Tu spui una, cealaltă persoană înțelege al lucru. Apar tensiuni pe drumuri sau tensiuni care sunt deja legate de relația cu ceilalți, în general vorbind, uh, se rezolvă și cum se rezolvă ori printr-un prieten, ori printr-o organizare mult mai bună atunci când vine vorba de viitorul tău. Vezi că pe acolo sunt lucruri care nu știu, e nevoie să le pui mai bine la punct. Sunt lucruri pe care e bine să le organizezi mai bine. Chiar un prieten să știi că te poate ajuta într-o problemă pe care tu o ai. Da, nu mi-am luat un pachet de tarot, dar am tarotul de la previziunile pentru următoarea săptămână. O să-l folosesc pe acesta. Hai să vedem, dragi verbeci, ce se întâmplă. Da? Ce vi se spune? Da, poate tarotul ăsta trebuia să-l folosesc pentru voi. Marea preoteasă, foarte interesant, multe secrete, e o zi în care, așa cum îți spuneam, intuiția te ajută mult și poate e bine să ții pentru tine acele soluții pe care le găsești. Uite, doi de bâte, da, e vorba și de niște planuri de viitor pe care tu vrei să ți le faci sau discutăm aici de niște informații foarte prețioase care îți vin legate de străinătate, legate de zona studiilor înalte, niște informații care așa cum îți spuneam, poate inițial te agită, dar îți schimbă puțin așa planurile, da? Următoarea carte, 7 de monede, văd aici că în ziua de marți ești într-o așteptare, poate chiar plănuiești să te apuci să rezolvi ceva important în viața ta. Mai avem aici puterea, o legătură cu un leu, Vezi că această așteptare te-a provocat, dar ai fost blocat sau ești blocat dintr-un anumit punct de vedere și tot ai stat, ai așteptat. Iar în ziua de marți îți dai seama de ce a fost atât de bună așteptarea respectivă. Regele de băte poate să fie energia ta și îți spune faptul că reușești să îi convingi pe ceilalți și vezi că este o zi în care ai foarte multă energie, dar pe care e bine să ți o dozezi foarte bine. E ok să ți organizezi foarte bine activitățile și poate ar fi bine să te apuci să scrii într-o agendă planurile tale de viitor și să să spun așa să acționezi da, în funcție de ele. E o zi bună pentru tine, chiar îmi place. Zodia Taur, Dragi tauri, uh, pentru voi, nu știu, treceți printr-o perioadă așa în care nu prea mai înțelegeți care e valoarea voastră. Uh, nu mai înțelegi cum stai cu banii, cine ești, care e valoarea, ce se întâmplă și astăzi vezi că ai foarte multă susținere din partea unui șef, din partea unei instituții publice, iar pentru alți tauri, în sfârșit, uh, aveți și voi curajul, în sfârșit uh, Poate vreți să țintiți undeva sus din punct de vedere profesional. Poate îți vine o idee sau pentru alți tauri, bineînțeles, poate e vorba de un plan pe care ți-l faci. Da? E ceva ce ține de cariera ta, de vizibilitatea ta publică. Este adevărat, treci printr-o perioadă de transformări profunde, dar așa cum ți-am vorbit deja în previziunile pentru decembrie, pur și simplu ți se deschide o cale nouă, ți se deschid niște lucruri frumoase și ești ca într-o perioadă așa de reorganizare în viața ta. Prima carte, 5 de monede. Uite, te simți puțin singur, abandonat, poate chiar ai și probleme financiare. Atenție pe sănătate, în egală măsură. Astăzi, justiția, o legătură cu o balanță, ceva nu-ți convine legat de o relație, ceva legat de un contract, ceva legat de o instituție? Moartea, uite, o legătură cu un scorpion. Se pare că alegi să transform ceva, să schimbi ceva. Moartea vorbește de o închidere, vorbește de o transformare. Trei de cupe. O primă bucurie pe care o ai. Poate în sfârșit ți-am spus, îți vine o idee sau în sfârșit primești acea veste care te liniștește, care te calmează, care te face să te simți mult mai stabil, ca să zic așa. Și vezi că poate să fie o persoană care ori studiază la un nivel înalt, ori e vorba de o universitate, de niște acte, e ceva mare acolo. Da? Însă, repet, pentru unii tauri poate să fie doar așa o idee care vine și care parcă îți dă curaj. Zodia Gemeni, Uh, pentru tine, acele relații da, care sunt momentan tensionate în uh, general în viața ta, asta să știi că se mai pot rezolva și cum anume, uh, ori prin intermediul uh, unei persoane din străinătate, prin intermediul studiilor înalte, poate chiar ai o intuiție bună astăzi, zona aceasta a spiritualității te ajută foarte mult, Uh, parcă, în sfârșit, ori îți vine acea idee, ori ai curajul să. Te bagi într-o situație destul de interesantă pentru tine să te bagi într-o situație. Specială, aș spune eu ajutorul chiar de acolo vine deci și vezi că acest ajutor nu știu pentru unii gemeni, cred că e doar la nivel de. Intuiție da? pentru alții da se întâmplă lucruri fizice. O sincronicitate ceva special pe acolo care ți arată pe unde e drumul. Mai departe, marea preoteasă. O intuiție bună, așa cum am spus, dar văd și niște secrete sau o legătură cu o persoană care știe multe, dar care nu prea comunică da. La fel și tu, parcă ai ceva acolo în interiorul tău, ai niște idei, ai niște. Propuneri da turnul. Da, cei mai mulți gemeni au ocazia să afle niște secrete foarte interesante ziua de marți. Sunt niște lucruri care o să-ți schimbe destul de mult percepția. Poate alți gemeni, în sfârșit, aveți curajul da cu Marte acolo la voi în zodie să mergeți într-o anumită direcție. Deodată așa ați spus că niciodată eu nu o să fac lucrul respectiv. Ei și acum deodată vă vine altă idee. Diavolul, o legătură cu un capricorn. Păi aici e clar vorba de a vă rupe dintr-o situație toxică. Poate chiar e vorba de faptul că ar fi cazul să vă deschideți, da? să mai învățați lucruri, să vă deschideți spre ideea aceasta de a de a vedea viața diferit, cinci de spade, ultima carte, o nedreptate, da, pe care tu o simți sau poate chiar e un moment în care îți dai seama că e cazul să te gândești puțin la tine. Ce pot să spun până acum este că e o zi destul de intensă, o zi pe care probabil nu o vei uita ușor, dar este o zi în care. Apar aici niște evenimente destul de interesante care te ajută să-ți transformi puțin modul tău de a fi. Zodia Rac. Dragi raci. De ceva timp ori nu prea vă simțiți voi bine, ori sunt probleme cu șefii, sunt tot felul de situații acolo ciudate pe care nu prea le mai înțelegeți, dar vestea bună e că astăzi ori îți vine o idee genială, ori se transformă ceva, se schimbă ceva într-o relație pe care o ai tu. Fie că discutăm de o relație personală, o relație profesională, cineva important pentru tine reușește să finalizeze ceva, să încheie, să transforme și în egală măsură, dragi de acolo vine, vine rezolvarea. Da, pentru unii, chiar poate să fie vorba de un nou mod da, de a te raporta la ceilalți, pentru că ești într-o perioadă în care este adevărat, relațiile tale sunt destul de tensionate, dar e nevoie să-ți învingi teama. Asta e regula și să lași trecut un urmă. Soluția poate să vină printr-un contract printr-o asociere. Uite, justiția, deci se clarifică ceva important pentru tine în această zi văd aici o legătură cu zodia rac cu zodia rac cu zodia balanță. Nu știu de ce am spus zodia rac sunt la tine, e o dreptate uite pentru tine legată de muncă legată de un proiect la care lucrezi. 6 de cupe e ceva ce-ți dorești de mult timp, dar văd aici și o puternică legătură cu trecutul dar văd și ajutor da, din partea unui suflet pereche, alți raci chiar posibil să vă gândiți serios ori la o căsătorie astăzi, ori la un divorț sau să aveți tot felul de discuții. Diavolul, o legătură cu un capricorn. Mm. Vezi că e ceva toxic pe undeva anume și astăzi ai toate șansele să se clarifice, chiar dacă inițial nu o să fii tu foarte încântat de, de situație. Ultima carte pentru tine, 5 de spade. Acum, na, da, ajutorul acesta să știi că e posibil să nu convină unei anumite persoane. cinci de spade îmi spune mie despre o nedreptate pe care cineva o face sau poate spune și despre faptul că îți dai și tu seama că e cazul să... Să te gândești în primul rând la tine atunci când vine vorba de o decizie. Zodia Leu. Uh, dragi lei, o zi în care acele tensiuni din relația cu persoana iubită, din relația cu prietenii, cu plăcerile voastre sau ce mai aveți voi pe acolo, în sfârșit lucrurile se mai rezolvă. Uh, mai interesant decât atât uh, este faptul că ești extrem de bine susținut uh, pe zona Contractelor, asocierilor, parteneriatelor, ceva acolo merge într-o direcție bună. În sfârșit, semnezi un contract sau, în sfârșit, te decizi ce să faci cu viața ta din punct de vedere profesional. Ajutorul chiar vine din partea unei persoane importante pentru tine. Poate să fie un profesor, un mentor, cineva care. Uh, are deja o experiență de ceea ce vrei tu să faci. Hai să vedem! Faetonul, o legătură cu Zodia Rac. Uh, văd aici faptul că ești provocat din două direcții. Poate chiar este o zi în care te preocupi de două lucruri în același timp. Văd și niște drumuri importante pe care le faci, dar și faptul că reușești să te organizezi mai bine. Cinci de cupe îmi spune mie despre o persoană care este puțin supărată aici, uh, poate e cineva care vine și te organizează, care vine și te ajută și îți spune să lași trecutul ăla în urmă Lilith e pe unde e la tine pe hartă și tare bine ar fi să lași lucrurile, mă rog, lucrurile respective deoparte și să lași teama de trecut, teama acum că o să fii iarăși într-o situație anume. 8 de cupe, văd că hotărăști să abandonezi ceva astăzi, poate o activitate pe care o aveai de făcut sau un anumit mod prin care tu te raportezi la ceilalți. Ultima carte, nebunul și se pare că ai curajul astăzi să acționezi într-un mod diferit, dar cei mai mulți lei chiar veți avea niște, uh, niște surprize extrem de mari. Atenție să nu vă ieșiți din din zona de confort. O surpriză mare pe care o ai de la un drum sau poate să fie o victorie neașteptată, trebuie să lași tu ceva deoparte și. Da, e dificil, dar până la urmă rezolvi. Da, poate chiar ceva neașteptat din partea unui copil se poate întâmpla. Zodia fecioară, pentru tine, acele tensiuni legate de casă, de uh, instituțiile publice, acele tensiuni legate de un șef, uh, se pot rezolva astăzi foarte bine și foarte frumos printr-un uh, printr proiect sau printr-o activitate. Uh, poate chiar pentru unii e vorba de faptul că se rezolvă ceva legat și de zona sănătății. Apare o bunătățire, apare o veste bună, dar pentru alții, așa cum am spus, e vorba de un proiect sau e vorba de faptul că reușești să te organizezi mai bine în ceea ce ai de făcut. Poate să fie cineva foarte drag ție care te ajută. Reușești să găsești așa un echilibru între uh, muncă și uh, plăcere, între muncă și relaxare și asta e foarte, foarte bine. Poate e ceva legat de un copil, ceva legat de persoana iubită pentru alții dintre voi. Hai să vedem și tarotul. 10 de băte. Da, dragi fecioare, e o zi aglomerată, este adevărat. Aveți multe lucruri de făcut. Sfatul e să nu vă supra-solicitați, chiar ar fi foarte bine. Uh, văd aici o veste, da? o veste care apare, văd aici o invitație, dar pentru alții parcă apare așa o dorință de a fi apreciați. Doi de spade, văd o alegere pe care o ai de făcut și nu prea știi ce să faci, poate să fie și o zi în care alegi să nu comunici foarte mult, tocmai pentru că ai multe lucruri de făcut. Patru de bâte care vorbește despre o victorie, despre o bucurie, o petrecere, un eveniment important, pentru care te stresezi aici. Ultima carte, 8 de spade, văd că te simți destul de blocat dintr-un anumit punct de vedere. Văd că blocajul ăsta vine mai mult la nivel mental, pentru cei mai mulți dintre voi. Parcă nu vă simțiți bine într-o, într-o situație anume. Poate ar fi bine să mai cereți ajutorul celorlalți sau să nu mai faceți voi toată treaba pentru toată lumea. Asta chiar ar fi foarte bine. Zodia balanță. Pentru tine se mai sting din tensiunile acestea legate de drumuri, de discuții în contradictoriu, dar cum anume se pot stinge? Păi ori e ceva legat de persoana iubită și de o conversație pe care o ai, ori e ceva pentru alții legat de, să zic așa, de o problemă legată de un copil, pentru alții v-am zis e vorba de persoana iubită. Poate chiar vă dați seama că e cazul să găsiți și voi așa puțin un echilibru, însă vi se cere stabilitate. Da? Reușești să rezolvi ceva. Dacă ai probleme în relație, astăzi e bine să iei să deschizi subiectul respectiv și să stai de vorbă, să vezi exact cum anume poți să rezolvi problema. Da? Pentru unii chiar poate chiar sunt lucruri legate și de o afacere, da? pentru alții dintre voi. Vi se cere acolo stabilitate, nu știu, cineva vă cere o dovadă sau, în sfârșit, găsiți o soluție la acea problemă. Însă, repet, e important să și acționați. Poate un copil te ajută, poate persoana iubită, depinde de fiecare. Da. Cinci de cupe. Uite, aici a fost o ceartă, o supărare, ceva nu ți a plăcut. Da, ceva legat de familia ta ceva legat de o casă. Regele de cupe, o legătură cu o zodie de apă, rac, scorpion, pești. Trecutul ăsta tot e acolo, da, trecutul e acolo și se pare că, uite, poți să intri în contact cu o persoană din trecut sau cu o persoană foarte sensibilă. Asul de monede, uite, se găsește o soluție. Asul de monede vine cu o dovadă pentru tine cu un nou început, un nou loc în care mergi. Cavalerul de băte, uite, multă pasiune. Chiar e o zi bună să te distrezi, să te simți bine, să trăiești clipa și să știi că vei avea surpriza că o să găsești și soluția, da? Îți vine o idee sau ai o conversație cu cineva și înțelegi multe, multe lucruri. Poate să fie o persoană cu o experiență mare pe dragoste sau o experiență mare, uh, nu știu, pe zona aceasta a copiilor pentru alții dintre voi. Dar, cavalerul de băte, chiar îți spune că ai multă energie și, până la urmă, rezolvi lucrurile. E o persoană foarte apropiată de inima ta care te ajută enorm de mult, care îți deschide mintea, cum s-ar spune. Zodia Scorpion. Dragi scorpioni, problemele uh, legate de valoarea pe care o aveți, problemele legate de bani, uh, astăzi au ocazia să se rezolve și cum anume, uh, ori printr-o persoană din familie, ori printr-o discuție pe care tu o ai, cu o persoană dragă ție. Poate să fie vorba chiar și de ceva legat de o casă, ceva legat de o moștenire și bineînțeles că scorpionii care sunteți într-o situație dificilă legată de o moștenire, legată de un divorț sau legată de o casă, de un teren, vedeți că mai vin niște vești bune. Însă, repet, soluția pentru tine la această problemă vine din casă, vine din familie. Poate chiar printr-o discuție pe care o porți, printr-un drum scurt pe care îl faci, se găsește rezolvarea. Hai să vedem despre ce e vorba. Ce îți spune și tarotul. Prima carte, Marea Preoteasă, e clar, o zi cu, cu secrete multe, uh, afli ceva, afli un element important, uite. În sfârșit, poate chiar găsești o soluție la această luptă de putere, uite, o legătură cu un leu, gelozii, poate afli un secret important, posibil și acest lucru. Luna, o legătură cu un rac. Păi... Uh, Dragii mei scorpioni, intuiția e bună astăzi. Atenție la ce visezi, apropo, pentru că pot fi tot felul de informații prețioase și, de asemenea, văd o discuție așa ascunsă, o discuție specială pe care tu o ai. Șapte de cupe. Ai tot felul de oportunități aici sau poate chiar ți-ai făcut tot felul de planuri și, în sfârșit, astăzi poți să-ți clarifici chestiile. Dar, repet, mai ține și de tine să iei atitudine. Da? 8 de cupe. Uite, cineva renunță, cineva închide. E vorba de un final aici de ceva care să spun așa merge într-o altă direcție. Poate chiar renunți la anumite activități pe care le aveai de făcut sau un plan pe care l-ai pur și simplu îl lași deoparte. Afli un secret se întâmplă ceva și parcă deodată renunți. Da? Zodia săgetător. Bun. Dragi săgetători, toți sunt tensiuni în relații, în relațiile cu ceilalți, tot sunt tensiuni în viața ta, în general vorbind, pe acte, nu mai spun. Dar soluția astăzi vine prin comunicare. Da, prin comunicare și prin ideea aceasta de a-ți exprima nemulțumirea, de a spune ce-ți dorești, Soluția astăzi vine printr o rezolvare legată de un drum, de o mașină, printr o situație legată de uh, zona studiilor, da, cineva mai învață ceva sau chiar tu poți să primești o lecție interesantă legată de valoarea pe care tu o ai. Uh, vedeți că pentru unii sunt pur și simplu chestii banale, adică discutați cu cineva, cu un vecin, cu un coleg și deodată așa vi se luminează mintea. Hai să vedem, dragi săgetători. Ce vă spune și tarotul. La baza pachetului, regina de băte, o legătură poate chiar cu altă zodie de foc, dar eu tin să cred că tu ești, uite, și cu E clar că tu vrei liniște aici, parcă vrei să convingi pe cineva de un anumit lucru și să știi că astăzi chiar ai ocazia, dar vezi cum convingi că e nevoie să te pui pe tine cumva pe primul loc, adică nu știu cumva e bine să-ți menții valoarea în perioada asta în fața celorlalți, că oricum intri în contact cu tot felul de oameni care ori nu te apreciază, ori spun una și fac alta. Justiția, da, uite, rezolvi ceva legat de niște acte sau mai văd aici o legătură cu zodia balanță. Se clarifică ceva pentru tine, ți se face dreptate. Trei de bâte, o primă victorie, o bucurie, un drum scurt pe care îl faci, așa cum ți-am spus, o recunoaștere. Ultima carte, 10 de cupe, o bucurie foarte mare pentru tine, legată de familia ta, e ceva foarte profund din punct de vedere personal, dar așa cum spuneam, cei mai mulți săgetători au ocazia astăzi să... Discute în așa fel, să pună problema în așa fel încât să vă fie vouă favorabil. Așa că, dacă aveți probleme prin relații de orice fel, tot înainte, dar repet, e nevoie să acționați. Zodia Capricorn Dragi Capricorn, tot sunt probleme pe acolo, pe sănătate, pe muncă, apar chestii neprevăzute, n-aveți energie. Dar de unde vine rezolvarea astăzi? Rezolvarea vine de pe zona banilor. Rezolvarea vine printr-o avansare, printr-un cadou, printr-o reducere pe care o găsești, printr-un cadou pe care ți-l faci ție, în mod special. Uh, parcă ești așa într-o cușcă undeva și nu poți să faci nimic și stând acolo îți dai seama cam cum se comportă ceilalți cu tine, cam îți dai seama pe unde ar trebui să schimbi lucrurile. Bineînțeles că poți să primești o avansare, poți să primești... Uh, Bani, ți-o poți să primești niște vorbe foarte frumoase din partea celorlalți care să te ajute foarte mult și care să-ți arate cam pe unde e drumul. Hai să vedem ce se întâmplă. Dragi capricorni, despre ce e vorba? Ia să vedem. La baza pachetului, șapte de monede. Păi sunteți aici într-o așteptare și văd că analizezi foarte mult trecutul stai și te uiți ce s-a întâmplat, ce, ce a fost și îți dai seama că ceva a fost blocat. Asul de cupe, uite, apare o veste bună sau apare o idee bună care îți vine, apare un nou sentiment pentru sufletul tău. O veste de pace mai văd aici. Puterea, o legătură cu un leu, Uh, e ceva ce o să-ți crească foarte mult încrederea în tine și în egală măsură vezi că ai ocazia să depășești anumite provocări. Ultima carte, Marea Preoteasă. Poate chiar afli și niște secrete sau sunt niște lucruri pentru tine extrem de subtile care se întâmplă. Uh, sunt niște sincronicități, sunt niște lucruri extrem de interesante, mărunte, frumoase și asta e bine. Hai să vedem mai departe. Da? Zodia vărsător. Dragi vărsători, păi de ceva timp tot sunt probleme în relația cu un copil, în relația cu persoana iubită, pe zona afacerilor, prieteni, oameni, nu mai înțelegeți voi cei pe acolo. Ei, dar astăzi, știu, parcă îți vine așa o idee genială și spune, băi, poate e cazul să nu mai acționez așa. Poate e cazul să mă organizez mai bine, singur, sau cineva te ajută și te organizează, posibil și acest lucru. Uh, ești apreciat la muncă sau, în sfârșit, îți vin niște idei din aceste absolut fantastice, prin care îți dai seama de multe secrete, îți dai seama de multe subtilități și atunci începi și acționezi. Da? Pentru tine, mai ales, e nevoie să acționezi, e nevoie să spui ce gândești, e nevoie să spui. Ce simți. Asta e important. Da? Hai să vedem, dragi vărsători. Nu știu, visezi ceva, se întâmplă tot felul de chestii care te vizează în mod direct, dar nu sunt negative. Pe acolo e scăparea, dragi vărsători. Deci, multă organizare, multă autenticitate, spune ceea ce te deranjează, că e cel mai bine așa. Chiar ai șanse să să mai rezolvi din, din aceste neînțelegeri în legătură cu viitorul unei relații, în legătură cu prietenii tăi. 8 de cupe. Uite, renunți la ceva, abandonezi ceva, o veche idee, un mod prin care te raportai la ceilalți și poate chiar în ziua de marți ai ceva de făcut și te gândești să lași deoparte. 9 de cupe, o bucurie pe care o ai, deci lași ceva rău în spate, uite, chiar ideea aceasta de a nu comunica, da? Uh, sau această stare de indecizie. Și uite, apare bucuria, nouă de cupe. O bucurie emoțională, 10 de monede legată și de casă, de familie, de siguranța pe care o ai. Ceva legat și de un grup de oameni. Și uite, apare nebunul, o bucurie, o eliberare. Dar vezi că este o zi și cu surprize total neașteptate, dar vezi că astea e posibil să vină chiar din partea ta, adică o să te surprinzi și tu pe tine da, în modul în care reacționezi, dar e bine să lași lucrurile să curgă în ziua de marți. Organizează-ți mintea și apoi lasă totul să se întâmple în voia Universului, în voia lui Dumnezeu, cum vrei tu să spui. Bun da și este o zi în care, dacă îți pui o dorință, dacă te apuci și te concentrezi așa pe ceva, vezi că ți iese, dar nu te concentrați și pe modul în care lucrul respectiv se poate materializa. Zodia pești păi pentru tine să știi că este o zi în care acele tensiuni care țin de casă, familie, relația cu șefii, cu autoritățile se rezolvă. Nu știu, ești prins în ambele părți și trebuie să le faci pe toate. Vezi că soluția pentru tine vine de acolo de unde te aștepți mai puțin. Chiar vine din partea unui prieten, din partea unui grup de oameni sau chiar persoana iubită te poate surprinde cu o anumită reacție. Poți să afli niște informații foarte prețioase, da? poți să afli niște secrete astăzi foarte bine și foarte frumos. Bun, hai să vedem, dragi pești. Și vezi că este o zi în care e bine să fii foarte atent la ceea ce visezi și o zi în care e bine să nu te supra-soliciți Să lași lucrurile așa de la sine, să ai încredere în divinitate, că se întâmplă minuni 5 da? de spade pentru tine Cinci de spate spune clar despre faptul că cineva are parte, uite, de o nedreptate. O nedreptate legată de acte, o nedreptate legată de o despărțire, de ceva legat de o casă, nu știu. Asul de bâte și uite, apare o bucurie, un nou început. Apare o senzație de entuziasmare, de eliberare. Cavalerul de spade, apar și evenimente neașteptate, așa cum ți-am spus, chiar atenție pe acte, hârtii și documente, serios vorbesc Încearcă să ți asculți mai mult intuiția, chiar ar fi bine Ultima carte, Regele de Bâte. Regele de Bâte vorbește de o surpriză pe care o ai din partea unei persoane care este energică, poate face afaceri, poate e o persoană care știe bine să negocieze, știe bine să acționeze dintr-un anumit punct de vedere. Și această carte, în egală măsură, poate să-ți spună și despre o legătură cu o zodie de foc leu, berbec, săgetător. Deci pe acolo apar lucruri frumoase, pe acolo apar surprize pentru tine. Bun, Dragilor, acestea au fost previziunile pentru toată lumea. Eu îți mulțumesc pentru atenție. Nu uita să te abonezi, să apeși clopoțelul, apasă butonul de like, funcții gratuite pentru toți și de asemenea te invit cu drag la previziunile pentru această săptămână, dar și la previziunile pentru luna decembrie. Te îmbrățișez și îți doresc o zi cât mai frumoasă.